Trei din cele cinci cărți ale psalmilor se încheie cu cuvintele binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel. Amin. Și când i-a învățat Dumnezeu să se binecuvinteze, le-a spus așa să binecuvântați pe copiii lui Israel. Că exista o relație specială între Dumnezeu și Israel. Măcar că Dumnezeu spusese mai înainte prin Genesa pentru Avram că în el vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Să mulțumim Domnului că nu mai este ca atunci binecuvântările păstrate numai pentru Israel. Dumnezeu are binecuvântări și pentru familiile noastre. Numele Domnului să fie binecuvântat. Și binecuvântarea Lui să fie în mod deosebit peste cei doi. Amin. Dumnezeu a luat inițiativa binecuvântării încă de la prima pereche. După ce i-a creat, spune Genesa 1, i-a binecuvântat și le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți. Apoi suntem chemați noi să binecuvântăm, cum aminteam deja, textul din Numeri îl folosim noi încă de la copiii mici. Am întâlnit adunări unde textul din Numeri îl mai rosesc odată și la miri. Doar nu o fi greșit nici asta. Și dacă l-ar citi de mai multe ori, să dea Domnul har după har și binecuvântare după binecuvântare. Deci, Dumnezeu binecuvintează din proprie inițiativă, noi suntem îndemnați să ne binecuvântăm unii pe alții și chiar avem frumoase saluturi, de exemplu, Domnul să te binecuvinteze. Banca unii ori trebuie să fie îmbogățite, cum scrie și acolo, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, să facă să lumineze fața Lui peste tine și orice altceva putem cere de la Dumnezeu, că El dă cu mână largă și fără mustrare, numele Lui să fie binecuvântat. Dar, în după masa asta, mi-a pus Domnul pe inimă să vă vorbesc din Scripturi despre binecuvântarea care poate să o ceară fiecare pentru el sau pentru casa lui. Mirii aceștia, nu știu exact cât sunt de maturi spiritual, eu tot mă gândesc că mă pricep în ceea ce le voi citi un verset ca să poată să facă și ei așa. 1 Cronici 17 cu 27 este finalul rugăciunii lui David. Binecuvintează dar casa robului tău. Observați, este rugăciune la persoana întâi. Ca să rămână pe vecie înaintea ta, căci ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Amin. Dar după cum vă spuneam că noi putem binecuvânta pe alții nu doar o dată, ci ori de câte ori avem ocazia, ceea ce spun nu-i doar pentru ei, ci oricare dintre noi, solitar sau familial cum suntem, în această după masă să rugăm și să credem, să dorim ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. David s-a rugat pentru casa lui. Binecuvintează, dar casa robului tău. Așa că frate Ciprian, el ca model pe David a fost un om pe inima Dumnezeu și pe lângă ce te vor binecuvânta frații, am întâlnit și procedura aceasta în unele adunări, în mod deosebit în Ucraina am întâlnit, când sunt puși mirii pe genunchi, întâi se roagă ei, cer ei binecuvântare de la Domnul și apoi se roagă păstori. Asta după cum este rânduia la biserici sau unei organizații. Și vă îndemn când cerem binecuvântare, chiar să o cerem, să insistăm. Și vi-l dau aici ca exemplu pe patriarhul Iacov, despre care vă citesc în cartea Genesa, la capitolul 32, s-a rugat o noapte, după o zi de trudă, împărțindu-și taberele într-o strategie în vederea întâlnirii cu Esau. Nu i-a fost ușor, a fost obosit. Dar dacă a fost vorba de binecuvântare, a dat la o parte oboseala și cu ultimele resurse. S-a rugat și scrie la un moment dat, 26, că cel ce l-avea în față, un sol la Domnului, a zis, lasă-mă să plec, să revarsă zorile, ne văd oameni, eu m-am arătat numai ție. Dar Iacob a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și-a obținut? Da. Scrie aici, în finalul versetului 29, și l-a binecuvântat acolo.
Frate Mire, să insiști când cer ceva de la Domnul, să nu fii ca acel împărat care a tras două, trei săgeți și zici că el era bolnav, nu prorocul pe care îl vizita. Și a zis Elisei, băi, trebuia să tragi 5-6 săgeți. Aveai victorie de plin, așa o să ai o victorie parțială. Să ceri. A spus Domnul Iisus, cine cere, capătă. Cine bate, se va deschide. Și cine caută, găsește. Și știți, Dumnezeu când l-a binecuvântat, i-a binecuvântat și urmașii. Și evreii sunt binecuvântați că un tată al lor, de la care moștenești și numele din noaptea aceea, s-a numit Israel, nume care a rămas până în ziua de azi, a insistat ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și s-a văzut binecuvântarea pe teren încă de a doua zi, când în loc fratele său să-l atace, i-a fost binevoitor. Da, binecuvântarea Domnului este ceva deosebit, ce nu pot să ofere oamenii. S-o cerem și Domnul s-o dea. Aș vrea să fim practici, să defalcăm puțin binecuvântarea. Spune Scriptura, în textul care l-am citit, în versetul mai exact, 1 Cronici, capitolul 17, versetul 27, binecuvintează, dar casa robului tău să rămână pe vecie înaintea ta, căci ce binecuvântezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Deci, în primul și în primul rând, dacă e vorba să cerem ceva cu ce să ne binecuvânteze Dumnezeu, ce ar fi mai de valoare? Viața veșnică, amin? Se poate asemăna ceva cu veșnicia? Nici vorbă. Spunem Psalmul 133, putem spune că și aici este o binecuvântare, versetul 3, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Și de asemenea vă citesc dintr-un alt psalm, Psalmul 21, unde este tot o dorință de genul acesta, citesc versetul 3, în continuare, că ce a ieșit înainte cu binecuvântări, își cerea viața și i-ai dat-o. O viață lungă pentru totdeauna și pe vecie. Frate Mire, soră Mireasă, și cum spuneam noi toți, dacă e vorba să cerem ceva pentru noi, pentru nevestele noastre, pentru copiii noștri, Doamne, binecuvintează-ne să trăim în vecii vecilor. De altfel, cine altul ne poate da veșnicia decât Dumnezeu, care din veșnicie în veșnicie, slăvit să-i fie numele? Să nu uitați să cereți binecuvântarea asta mai întâi de tot. Doamne, binecuvintează-ne cu veșnicia! Și cum spune la Efeseni 2, ca să ne arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, mărit să fie Domnul. După ce cerem asta, că nu insist, că n-aveți cum să o uitați, că e prea de valoare veșnicia, nu? Ce să mai cerem? Cu ce să binecuvânteze Domnul casa noastră, ființele noastre? Avem în cartea 1 Cronici, în capitolul 4, un bărbat care se pare că s-a născut în un context nefavorabil. Scrie aici și mama să i-a pus numele trist, și așa sunt unii, se resemnează. Unii privesc foarte fatalist viața, mie nu mi-a fost dat, soarta nu mi-a fost favorabilă, dar el nu s-a lăsat. N-a privit cu scepticism viitorul, dimpotrivă. A apelat că de la Dumnezeu se poate cere. Și a zis, 1 Cronici 4 cu 10, a chemat pe Dumnezeu lui Israel, ăsta care e cu binecuvântările, și a zis, dacă mă vei binecuvânta. Și a început lista. Îmi vei întinde hotarele dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință. Important pentru viața de aici, că veșnicia nu necesită astfel de cerințe, să avem, n-avem suferință, că acolo nu este, să lipsuri, nu-și vorbă. Dar pentru viața de aici, pentru viața de familie, e important asta, să-ți întinde Dumnezeu hotarele, să te poți așeza tu și ai tăi, să-ți binecuvinteze Domnul casa, să aveți unde locui, că toate sunt în mâna lui Dumnezeu, așa? Interesant, zice Dumnezeu lui David când îl mustră prin Natan, că i-a dat asta, 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 și este acolo ceva frumos. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Auzi, nu s-ar fi deranjat Dumnezeu să mai ceară ceva.
Solomon, când a dat împărăteții din Seba, a dat darul vrednice de un împărat, ca Solomon, scrie în Iacov 1, că Dumnezeu dă cu mână largă și fără mustrare. Binecuvântat să-i fie numele. Și tot are și tot dă, și copiii noștri, oricât ar fi, tot are de unde să dea. Cum a zis Petru despre Duhul Sfânt, în oricât de mare număr, Domnul să lase Duhul Sfânt, binecuvântări cerești și pământești. Să întindă hotarele, să fie mâna Domnului cu el, asta înseamnă asigurare, protecție, mare lucru în lumea aceasta. Și încă ceva era foarte important, dacă mă vei feri de nenorocire, câte se întâmplă în jur, și dacă nu voi fi în suferință, și scrie aici un semn de exclamări, așa e la rugăciune, dorință. Și apoi mai sunt trei puncte, cine și ce o mai fi adăugat, că doar nu s-o fi regat numai un verset, și a mai fi dat Domnul și altceva ce a cerut, și apoi cronicarul, și noi știm că e scris în Biblie și e adevărat, a notat, și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Și pentru că unii nu cer, am eu o vorbă și mai binecuvântez pe unii, să-ți dea Dumnezeu și ce n-ai cerut. Și unii se uită, ce vrei să spui? Zic, da, tu ce vrei să spui, că ai știut tu chiar tot ce să cer? Unii știu, dar unii nu prea știu. Dar Dumnezeu poate să ne dea și scrie în asta în Efeseni. Că ne poate da mult mai mult decât cerem sau gândim noi. Că e bun și e Tatăl nostru. Că dacă și părinții noștri care în raport cu Dumnezeu sunt răi, știu să ne dea Dumnezeu cu atât mai mult. Dar Dumnezeu vrea să cerem. E interesant ce spune Domnul înainte de învăța pe ucenici Tatăl nostru, zice... Că Dumnezeu știe de ce avem trebuință și apoi zice, iată cum trebuie să vă rugați. Dar dacă știe, de ce mai trebuie să ne rugăm? Este corect și lui Dumnezeu îi place să vadă că noi venim la El și spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, uite, noi suntem copiii tăi, noi chiar vrem să semănăm, să vadă toți că suntem ai tăi și uite de ce avem nevoie. Și Dumnezeu poate să ne dea, mărit să fie numele Domnului. Îmi amintesc că venisem la Arad, copiii erau mici, aveam numai un fave pasat. Noi doi, 8 copii, pe 5 locuri. Și ne-am rugat să ne dea Domnul microbuz. Și ne-am rugat, că nu aveam noi chiar bani suficienți, era atunci perioada aceea, nici nu puteai să înscrii orice mașină. Și în fine, chiar Dumnezeu ne-a dat, am cumpărat un T4, un model lung. Și întreabă un frate pe băieții mei la adunare, zice, măi, cu cât o cumpărat atâta mașina? Și un băiat zice, nu că a fost instruit, așa a înțeles el. Zice, nu știu că nu ne-a spus, dar e bună și ieftină, că așa ne-a rugat. Da, Dumnezeu ne ascultă. Și să ne ajute Domnul să cerem ceva după voia Lui, începând cu cele sfinte. Și apoi cu cele pământești care ne sunt necesare, mărit să fie Domnul. Să cerem și binecuvântare, să cerem și sănătate, că toate vin din mâna lui Dumnezeu. Când își deschide el mâna, este toate. Când își trage mâna, apoi nu mai picură printre degete. De aceea să îndrăznim la Domnul. Ba încă noi avem și o favoare specială, a spus Domnul Iisus, să cereți în numele meu și voi face. Și când merem în numele Domnului, asta e... E priority, da, că El este întâiul născut și prin El le avem pe toate, slăvit să fie Domnul. Așadar, cereți. Și cum zice Iacov, capitolul 4, nu cu gând rău să risipim în plăcere. Cerem pentru că avem nevoie, pentru noi și pe copiii noștri, cum scrie acolo în Esra, am cerut pentru noi și pentru copiii noștri o călătorie fericită și Dumnezeu i-a ascultat. Dumnezeu să vă asculte, să vă dea biruință, să vă dea harul său, că are Domnul puterea aceasta mărit să-i fie numele. Am înțeles ce avem de făcut? Să rugăm pe Dumnezeu, pe lângă binecuvântările care are El în plan să ne le dea, să le percepem și pe lângă ceea ce ne doresc alții, să cerem. Doamne, binecuvântează casa robului Tău, numai că, spun în încheiere, să fim noi robi Domnului, că nu cumva, dacă nu suntem plăcuți Domnului, când îi spunem lui Dumnezeu,
A zis, văduva din Sarepta când a murit copilul, zice, tu după ce ai venit aici, să-i amintești lui Dumnezeu de păcatele mele? Adică atunci când suntem vinovați, ar fi bine să nu ne ducem la Dumnezeu, că El imediat se uită la noi și vede până în străfundul ființei noastre. Când îi cerem să fim într-o stare plăcută Lui, Doamne, ajută-ne! Că binecuvântările au un singur secret. Și citesc din cartea Deuteronom, capitolul 28, unde spunea Domnul prin Moise, dacă vei asculta de glasul Domnului, iată binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Și insist asupra ideii, e supremă, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, Doamne, ajută-ne! Și se ruga Solomon, citesc din cartea 1 Împărați de la capitolul 8, ca unul care a priceput ceea ce trebuie să pricepem și noi din plin, 1 Împărați 8, în rugăciunea lui Solomon, o rugăciune bogată. Apropo de a-i cere Domnului, dacă aveți timp în după masa asta sau săptămâna asta, dacă nu vă este proaspăt în minte rugăciunea asta lui Solomon, hai citiți-o că e foarte frumoasă, foarte bogată. Încă îmi place și poziția în care s-a rugat, în genunchi, cu mâinile întinse spre cer, o poziție simbolică. Ne plecăm înaintea Domnului și întindem mâinile spre locașul împărăției sale, de unde dorim să vină aceste binecuvântări. Eu citesc acest fragment, 1 Împărați, capitolul 8, versetul 23, și a zis, Doamne Dumnezeu lui Israel, nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pământ, Tu ții legământul și îndurarea față de robii Tăi, care umblă înaintea Ta din toată inima lor. Astfel ai ținut cuvântul dar robului Tău, David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura Ta, împlinești în ziua aceasta cu puterea Ta. Acum, Doamne Dumnezeu lui Israel, ține făgăduința pe care ai făcut-o tatălui meu, David, când ai zis, nu vei fi lipsit niciodată înaintea mea de un urmaș care să șadă pe scaun de domnia lui Israel. Numai, și acum apare condiția, numai fiii Tăi să ia seama la calea lor și se umble înaintea mea cum ai umblat Tu înaintea mea. Oh, Dumnezeul lui Israel, împlinească-se făgăduința pe care a făcut-o robului Tău, David, tatăl meu. Așa să ne rugăm conștienți că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, vrea să ne dea viața veșnică, dar în condiția că vrem să trăim frumos în acea viață veșnică, așa-i? Dumnezeu vrea să ne poarte de grijă și aici, în condiția că vrem să fim plăcuți și să ne purtăm frumos cu cei din casă și cu toți cei din jur. Nu-i bine așa? Ba da, ceea ce spune Dumnezeu are logică, este nu doar sfânt, este înțelept, voia Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Doamne, binecuvintează casa robului Tău. Închei aici și îmi cer scuze că trebuie să plec, așa sunt împrejurările, mulțumesc de înțelegere. Și plec cu gândul acesta să mă duc acasă și să cer Domnului să-mi binecuvinteze casa și să-i binecuvintez pe cei din casă. Și faceți și dumneavoastră așa. Și până sunteți la masă sau ești când vă despărțiți, binecuvântați-vă unii pe alții. Și ce n-apucăm noi să spunem, Dumnezeu din cer care le vede pe toate, cu nevoi și cu dorințe, să ne binecuvinteze, dar în mod special pe cei doi. Amin.